Târgul de cadouri și mărțișoare de la Târgoviște a fost deschis în data de 13 februarie pe platoul prefecturii din municipiu. Pentru al șaptelea în consecutiv, comercianții și-au expus produsele spre bucuria trăgoviștenilor. Vânzările de Valentine's Day au mers bine, însă se apropie mărțișorul și ziua internațională a femeii, atunci când vânzătorii așteaptă câștiguri mai mari. Aveți timp suficient pentru a achiziționa un cadou persoanelor importante din viața dumneavoastră. Dacă dați o tură prin centru, veți găsi de la mărțișoare, brățări, lănțișoare, lumânări parfumate, până la ateliere florale. Târgul va fi deschis până pe data de 8 martie în intervalul orar 9.20.